ieșim de înălțime pe plus 4, datorită înălțimii mari și a accesului limitat la nivelul acoperișului, a fost o intervenție mai dificilă. Nu foarte dificilă, mai dificilă. La această intervenție trebuia acționat pe interior, prin ambele scări, concomitent, și pe exterior, cu ajutorul platformei de lucru la înălțime. Colegii care au fost deserviți atunci, m-au sprijinit, s-au exercitat, exact cum le-am transmis eu, fapt ce a limitat propagarea incendiului la ultima scară, acoperișul fiind compus din trei scări. Iar faptul că am reușit să limităm propagarea incendiului la ultima scară, eu cred că e o intervenție reușită, pentru că de obicei desfășurarea unui asemenea incendiu și dezvoltarea lui este foarte rapidă, din cauza cantității mari de material combustibil și a efectului de coș de fum care se formează în asemenea poduri.